Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft, de lumea lui Alex. Hai să începem să punem frumos și noi primul abonat pe adică singurul abonat pe care vom pune astăzi, v-am zis că pun unul singur pe zi. Abonatul de astăzi este Monica Sotropa, am verificat eu să văd cine, adică să nu mai stau să verific în timpul videoclipului, pentru că e destul de urât să fac chestia asta. Dacă veți voi să apăreți aici pe perete, trebuie să lăsați un like la acest videoclip și să lăsați un comentariu cu absolut ce doriți voi. Bun! Preferabil ceva frumos pentru că, na, mă, ați voi. Hai să, hai să vedem ce putem să facem în episodul ăsta. N-am mai postat de ceva timp, vezi, mi-am așa de asta, ăsta și mai frumos acum. Pot să stau așa pe spate ca nu bine, zici că sunt mort, cine aș vrea să stau așa, oarecum, uh, o să stau ceva de genul ăsta. Dar, bă, dar ce trebuie deci, am și pus în casă, frate, deci, am și pus în casă tot, bă, și tot se spaunează frate. Deci toți se spăunează urății ăștia, bă, nu m-ar lăsa și pe mine liniștit să nu mănca aia, nu e bună. Trebuie să mergem să facem rost de mâncare, în primul și în primul rând. E foarte, foarte important și n-am șervețele lângă mine. Deci s-ar putea ca episodul să trească să fie scurt, pentru că o să trească să-mi sufru nasul des. <coughs> <coughs> pentru că sunt foarte răcit și... Da, e destul de nașpă. Hai să vedem. Um, cred că astăzi sa încercăm să terminăm cât mai mult din turn. Nu știu cât o să putem să terminăm. Vezi voi că nu-i gata. Deci o să facem și... Cred că facem turnul azi, da. Da, cred că azi facem turn. Cred că azi facem turn. să omorăm și noi ăștia pentru că ne trebuie mâncare. Si uh, și am putea plăci totuși și găinușele astea. ar uh, merge totuși să fac și o cu el odată și o dată, dar bine, deocamdată nu prea am în cap chestia asta. Deci n-are niciun sens. Aș putea și să omor creeperul ăsta, pentru că you fucking piece of shit. Nope! You did it. Ce să fac? Uf, puțin prost crescut acest creeper. N-a așteptat și el Frumos, pe nu m-a așteptat deloc Da, ce să-i faci? Oricum reparam noi aici, nu-i problemă Nu-mi place să văd stricăciuni de genul ăsta E foarte nașpa, să văd gropi în pământ și și noi pe angelul ăsta Păiangă, nu? Ok, l-am omorât Easy peasy lemon squeezy Hai acum să vedem Deci facem rost de mâncare, ok Cum am și spus Am pus primul abonat, am pus abonatul pe perete um, ca să nu mi uite ideile, să vedem 2 secunde O, oh, chestiuta, suntem pe fast, suntem pe 95 de frames per second Ca să nu mănânce prea mult adică că e cam un 95, n-are niciun sens Hai să punem pe 80, ca tot se mișcă la fel <coughs> Bun În caz că mă întrebați de ce blochez Minecraft-ul uh, La anumite frame-uri Pentru a nu-l lăsa să urce iurea ca să iasă filmarea cât mai bine pentru că pe OBS scade calitatea atâta timp cât eu am multe frame-uri Minecraft pentru că atunci procesorul meu o să aluce foarte multe o să luce foarte mult Minecraft-ului și eu nu vreau chestia asta v spune, a uite avem niște mâncare, avem niște cooked Porkchop ceea ce este super super ok și acum că avem, avem acest cooked Porkchop, cred că putem să ne apucăm să mai cons să, să facem întâi și întâi rost deci, să punem astea la prăjit și după facem rostate așa. Deci avem 11, aici numam nu mai am căul. L-am pierdut. What the fuck? Unde e căulul meu? Am pus cum am ăsta? de unde mi-e căulul? Ha, ha, bine, hai tu, Habibi, sparge acolo. Bun. Nu mă interesează. Uh, a, ah, încă doi. Bun, hai, sparge tu, -l bate -l și pe ăla. așa, bun. Se pare că mi-a dat uh, flint sau? Ce mi-a dat, Mă cred că doar un powder, dar era ceva negru când am luat. Mă rog. Și se pare că da, o să... La... nu, stai, nu asta e mina, mă, de unde iau eu. Dar eu aveam foarte mult coal și torțe și... De unde sunt torțele? Eu sunt și nu le văd, sau? Da, nu, nu știu, nu știu ce să zic, că o să mai facem un târnă cum să ne asigurăm, că pui mai vedeți voi, lipsește totul. Dar nu mai am fier. Nu mai habe fier. A, ah, și mi-am de ce am pus la prăjit ăsta, parcă vreau să reparăm glasul? Sau l-a reparat deja? Nici mai știu de ce am făcut uh, Cred că să mă trag un pic mai în față, cred, nu știu, e destul de confortabil așa și n-aș vrea Dar parcă E ciudat, nu știu, Lasă așa a, uh, Luăm jumate, punem aici și n am nici fier ceva de... Hai să vedem ce facem, nu știu, e ciudat No, 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 no ah, A, uite aici e groapa aia mea Aaaa, ah, doamne Da nu o să o scoate la capăt, la capăt cu, la acești creepere. Eu e scoate din Minecraft, dar nu știu cum. <coughs> mă refer din lumea mea. <coughs> dar, din păcate, nu cred că pot să fac chestia asta. Dude! Dude, mă, e la... A, de fapt, aici ok, pot să spargem. Sau nu. Pentru că ai un explosion radius de 6 km și trebuie să mă duc înapoi să repar. Because creepers, dude. Who doesn't like creepers? I don't. Fuck creepers. Sper ca creepers să moară. Nu mai suport creeperi. Bun, da uh, ne cum am și spus. Ok atunci. Noi trebuie doar să adunăm cât mai multă piatră pentru că de chestia asta avem noi nevoie pentru a ne face turnul, ați văzut că îl facem din cobblestone, după părerea mea un turn de cobblestone arată mai bine decât un turn de stone și de aceea am decis să-l fac de cobblestone și după dacă mai e pe parcurs o să-i adăugăm și afară niște ornamente, dar mă interesează destul de mult cum arată el în interior dacă mă înțelegeți ce vreau să zic și știu sigur că mă înțelegeți pentru că Stai bajeti de ștepti, bun, si o să facem asta, uite aici să ceva unde să muncim puțin, stați si. Unde alea Asa facem un turnacop de piada pentru ca nu mai avem de fier. Si <coughs> ce vreau eu sa un pic cu voi astăzi, mă bucură foarte, foarte tare. Faptul că am început să strângem foarte multe like-uri la aproape fiecare videoclip. Uh, e ok faza asta pentru că, bine, și eu fac ceva bine. Mă bazez pe un, un, joc destul de mult cum este Minecraft-ul, adică mă bazez pe Minecraft. Ați adică, văzut și voi că nu prea postez alte jocuri sau când o fac, o fac, dar rar. Și e ok pentru că mie place mult Minecraft-ul și e super tare chestia asta, doar că... Vrem așa doar să știți și voi că mă bucură chestia asta că se mereu multe like-uri, chiar mă bucură și mereu mă motivează. Adică astăzi, de exemplu, nu vreau să filmez pe canalul ăsta. Dacă n-am văzut că la ultimul clip de Skyward s-au strâns 400 de like-uri, am zis că, bă, n-am cum să nu filmez, oamenii ăștia chiar adoră chestia asta și m ați făcut extrem de fericiți și prin chestia asta pe mine chiar mă motivați foarte, foarte tare. Deci like-urile voastre chiar mă motivează să filmez. Pur și simplu, voi astăzi n-aveți episod, și am zis că dacă tot am să o să like like la clipul ăla de Skywars, să filmez ce vă place vă foarte mult, adică lumea lui Alex, să vă pun pe perete și toate chestiile astea. Deci am... Curăcea asta, cum facem și noi Alex, e că deja simt că mor. Să mă bau un duș mai încolo, mâine nu mă dau la școală că se rup de răceală Și poi e și ziua mea și vreau să fiu puțin fresh pentru ziua mea Fiindcă vine 5 aprilie, știți și voi cum e treaba asta <coughs> Și fiind ziua mea, vreau și o să fiu mai așa, mai fresh, să pot și eu să mă distrez, dacă mă înțelegeți. Adică, nu vreau să, nu o să mă destrăbălez, să mă duc, să mă îmbăț sau chestii de astea, că nu-mi place. Nu e bine să faci chestii de astea, în primul rând. pos că eu sunt un om cu foarte multe treburi, de exemplu, cu tub, chestii de astea și nu am eu timp de astea, prostii de astea. Îmi place să mă... Să stau pe treaba mea, cum ar fi să zic așa. A, dar ce, ce, o să fac cu siguranță de ziua mea, din păcate, o să mă duc la școală. Dar nu este nicio problemă, pentru că o să fie ore ok, legere. De uh, deci o să am ore super ușoare în ziua aia, o să am sport, o să am uh, psihologie, care e foarte, foarte frumoasă la mine, ora. Și o să am antreprenorială, care e ok, cred că o să dau test, din câte mă amintesc eu. Uh, ce o să mai am stați, că nu mai știu exact, dar o să am destul, o să am ore super, super ușoare și deci chestia asta chiar mă încântă. Hai că mai lucrăm noi aici, mai trebuie să luăm toată piatra asta. Bun. Uh, deci o să avem psihologie, o să am psihologie, o să am... Stați mai exact... Uh, deci o oră de română, nu știu dacă v-am zis. La român e ok, pentru că... Știu că o să ne dea test sau o să ne asculte. Da, e ok, învăț mâine un pic așa acolo cât să fie. Că am un 7, dar am trebuie să termin cu 6 pe semestru ăsta. Na, semestru nu prea am învățat și am nevoie de 6 pe semestru ăsta. Și am un 7 până acum, deci ok. Um, <coughs> da, din bagate am o, am o oră de info Informatica e foarte plictisitoare Și nașpa, deci nu-mi place Absolutamente Absolutamente deloc, deci nu-mi place informatica deloc Frate, e tare nervantă Cu toate că sunt pe matematică informatică, ăsta e profilul meu de la liceu Dar informatica Frate, deci este o oră atât de nașpa Și nu știu, nu v-am arătat Dar uitați ce am mi-a făcut mama gen, o pizza, hai să vă explic exact ce este, nu e o pizza, uh, e făcută cu niște resturi ca să zic gen uh, resturi de cocă ca făcut ceva și au rămas niște coca, știi și deci, ca să nu o irosească a pus niște ciuperci două ferii de șuncă și niște cașcaval cu ketchup și mi-a dat o mie să o mănânc. Dar văd acum acum o fi, nu știu, nu cred că poate să fie prea rea, oricum eu sunt sătul, dar am zis că dacă tot îmi mie mult pizza, o să muncăm și pe asta. Se pare că, da, o să stăm, hai că nu, 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 nu acum episodul, o, chiar dacă mie nu-mi place să le fac foarte lungi, fiindcă știu că nu-l voi uitați, dar da, e ok, o să-l fac mai lung pe asta. O să încep la un moment dat să fac episoadele mai lungi, poate în vară, pentru că în vară nu o să am poate așa de mult timp. Să lucrez la fii. adică o să am mai mult timp, asta vreau să zic Astăzi, pe exemplu, am ajuns la ora 7 și este ora 11, acum când filmez eu Deci, uh, da bun. Deci parcă până mi se, sau hai, hai așa mai bine Hai așa că cine știe cum o să mai am nevoie de cop pentru a face mici reparații la turn Deci eu zic să mergem așa Scuzați tu și tu, dar nu e vina mea Și, hai să vedem cum facem Hai să vedem că este easy Uh, bun, urcăm, vreau să-l facem în alta început și după ne ocupăm de scari de, toate, de toate chestiile astea. Să facem un turn barosan. Haide, așa, așa. Uh, stați, așa, așa, bun. Și avem 4 stecuri foarte, foarte bine, putem urca destul de mult cu turnul. Uh, m-am decis, v-am zis, ce mișto e harta. V-am zis că vreau să fac turn, să mai fac, uh, mi se pare destul de, adică e ok și ca uh, cum aveam eu perete înainte, dar pare că cu turnul, uh, pare că, că voi contați mai mult și chiar e adevărat, dacă chestia contați mai mult așa într-un turn, nu știu, mai fancy așa decât, un simplu perete, frate, mi se pare pe perete. Și am să vă fac turn, că ar fi mai mișto să fac un turn, nu știu. Uh... Cu toate că voi să construiesc multe chestii pe lumea asta, nu să mă grăbesc să o câștig sau eu știu ce end, să mă duc în end sau de fapt vreau să mă duc în nether că trebuie să găsim diamante, ceea ce nu va fi super simplu, dar o, dacă o să ne ducem în expediții, cu siguranță o să o găsim. Fiindcă știi, vedeți și voi, de aia mi-am pus harta aia acolo ca să pot pleca în expediții când doresc eu, fără să mă pierd de casă, e foarte, foarte important. <coughs> mai avem și Items sau, sau Justina's Items fiind acest mod, fiindcă asta e Justina's Items. Îl mai am și pe ăsta pentru să fie acolo, practic. Că mă mai ajută, uite, de exemplu, să zicem că vreau să fac, nu știu, uh, zicem, uite, leather, că unii uite cum se face leather, apas pe el și mi-arată crafting recipe Și mai o chestie, work table ul pe care pot să-l fac prin forestry, dar îmi trebuie un book. Și work table ul e exact același lucru, dar care mai fine. Nu știu, o să-l folosim. Uh, pentru că totuși nu e un Minecraft modat, ține minte chestia asta că nu e un Minecraft modat, dar nici nu e un Minecraft vanilla, pentru că am două mod, trei moduri, știi, și 4, cam și Forestry, care îl face genial, adică de-aia am la Forestry că îl face genial, pur și simplu arată altfel ăsta. Uh, frunzele, vedeți și voi toate chestiile asta. Și din câte știu animația a de pe One, sper că sunt, da, sunt. Suntem super, super ok. Și acum aș vrea să ne ocupăm și de scară, puțin, puțin. Uh, cum îmi face asta? Păi e bine, vom face scări multe. Uite așa, tati. dă cu scări. Stai, hai că am făcut-o pe treabă. Uh, uite, uh, așa. Dude, serios, dai drumul, nu vă suport. Zombie, dai drum. Așa, bun. Nu, dai și tu ai un item șmecher am făcut ceva scări, chiar e bine scările. Un <coughs> stack și două și atâtea. Și încă ghiciți ce o să mai avem nevoie de, de cabal. O să mai avem nevoie pentru că... O să iau și cabalul ăsta, dar după nu știu Da, o să mai avem nevoie de cabal pentru că, deoarece fiindcă... că vreau, vreau să fac și pe acolo... O să vedeți voi. Susținerea scărilor o să fie făcută din cobblestone și de -aia mai trebuie cobblestone O să fac etaje O să fac etaje în turn Etaje cu abonați să vă știți pe ce etaj sunteți chestii de-asta Nu știu, mi se pare foarte foarte interesantă ideea cu turnul Adică cred că sunt primul care a făcut chestia asta Știu că au făcut La un moment dat aveau Max cu uh, Rafael și Slader o serie, nu știu exact cum se chema În care erau ei acolo pe lumea lor de survival Și gen uh, aveam un copac. Și aia e interesantă, dar uh, era greu de făcut copacul ăla și eu, fiind singur, nu prea aveam chef să stau să fac acel copac, pentru că se face greu. Și, plus păi că nu sunt bile așa de bune, adică, de exemplu, casa asta pe care am făcut-o, nu știu cum, dar am avut idei. A, a, dacă stau mult să mă gândesc și am vin ideile, știți? Și pot să fac chestii șmechere, chestii faine. Dar, dacă n-am timp să mă gândesc sau chestii de astea, nu am cum, știți, nu mai iese la fel, vă dați seama. Și decât să fac porcării, cum, nu știu, să fac un copac nașpa, mai bine am făcut eu un turn și o să mă joc eu cu turnul ăsta pe faro, să-l fac șmecher, să-i pun niște chestii fancy, așa să arate bine, și cam așa, ziceam că ar fi ok. Și acum, am, uh, hai să facem așa, da, uite așa, bun, pop, și pop, și de aici, Fiind interesat fac asta și pup și de asta va fi spartă pentru că ocupă spațiu era și asta și asta asta de jos vor fi spartă de pentru că acolo vor veni tot A, asta trebuie asta nu poate asta nu prea poate fi spartă din păcate <laughs> Lol. A, ok și de aici mai facem uite așa bup bup și aici va fi un etaj ok Vreau <coughs> să fac toate etajele cât de se poate. După dacă o să mai mărim clădirea. Ca să zic că încă n-am închis-o sau ceva. Adică n-am închis construcția. E. Yeah. Se poate face? Da. Se urcă, n-avem nici o problemă. Foarte fine Și acum următoarea scară o să vină de, de aici. Mamă, bine, ideea Ok. Aici așa. Hop. 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 Și ca să nu blocăm mai urea intersecția, facem asta. Dragut și bloc aici și urcăm, coborăm, cum vrem noi, suntem șmecheri, barosani, cum vrem noi, facem asta și cred că e tot ok, cred că putem să, mm. chiar e super, bun, hai să continuăm și după spargem astea, ok, și cam aici, cred că ar fi următorul etaj, unde nu cred că o să am destule blocuri, dar măcar îl facem și noi, Super, super tare, zic eu, da, n-am sigur destul de blocuri, cu asta-l termin, măcar am pus și eu câteva Și cam asta e ideea, hai acum să spargem blocurile astea inutile, pentru că pe acolo totuși putem pune uh, sign cu abonați Și, da, <coughs> nu vreau să pierd aiurea spații, uite așa, așa, așa și asta trebuie, deci cam asta e, cam asta o să fie turnul Cam așa o să fie turnul, După părerea mea e super, super tare. Și mai că o să pun cu pe până pe episod. Probabil episodul ăsta. Seria o să ajung la multe, multe episoade. Uh, atâta din timp video o să mă pitisesc de ea și vă o să vă plac în Și tot o să fie fine. Eu am fost alb, vă mulțumim mult mi-ați acordat acordată. Iar noi ne vom revedea. La viitoare.